Dragii mei, fac un apel la toți credincioșii din țara aceasta. Nu uitați că dorința lui Iisus Hristos din Ioan 17 este ca noi, credincioșii, noi copiii lui Dumnezeu, să trăim în unitate. Nu uitați că eu nu sunt dușmanul dumneavoastră și dumneavoastră nu sunteți dușmanii mei. Nu suntem dușmani unii cu alții. Tot ce vom face pe Național Arena va fi despre și pentru Iisus Hristos și dumneavoastră știți că sunt sincer. Așadar, haideți să lăsăm gardurile la o parte, haideți să lăsăm dezbinările la o parte, pentru că diavolul s-a unit de mult cu supușii lui. Ei nu țin cont de bariere de orice fel dintre ei și se unesc pentru cauzele lor destructive. Cu atât mai mult noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne adunăm și să-L onorăm și să-L cinstim pe Hristos în văzul lumii. Vor veni comunități întregi, biserici întregi cu autocarele din toată țara. Dacă dorești să te implici cu un autocar cu comunitatea ta, te rog să-mi scrii, să-ți rezervăm un loc de parcare aici la Național Arena și să te primim cum se cuvine. Te rog în numele lui Iisus, dă la o parte orice piedică financiară, orice piedică de orice altfel materială sau spirituală. Nu uita, este vremea unității. Hai în unitate să lăudăm pe Hristos și din această unitate să iasă puterea, iubirea și minunăția relației cu Iisus Hristos.